Tot ne-ați pentru ianuarie, berbec ianuarie, sal rapid calitativ în existența voastră, dați lovitura și vă îmbogățiți. Pentru ianuarie, taur, luna grea, măsurați-vă forțele, dozați-vă puterea, pentru că aveți de tras o lună mult mai complicată și pe latură de sănătate. Gemenii sunt puși pe ceartă, pe arțag, o mică bătălie, dar dacă sunteți calmi și liniștiți, nu trebuie să vă îngrijorați, că veți câștiga în mod sigur. În schimb, Racu are o lună în care poate afla niște adevăruri importante cu marcaj pe viață, care îi pot schimba viața sau eu pot da peste cap, pur și simplu. Luna pentru Leu. Așa. Păi, pentru Leu, cum să termină anul 2020, a venit 2021 Leu și... Leu a luat Vungio pentru ianuarie. A plecat cu Vungio. Păi, a început cum trebuie. A făcut un Crăciun pe stil nou și face un Crăciun pe stil vechi. Doamne ajută, de ce să nu se distreze? Bun. În schimb, Fecioara e pe punctul de a începe o viață nouă, deci o revigorare în toate planurile, și fizic, și psihic, și financiar, și amoros. În schimb, Balanța e sfătuită ca în ianuarie să nu se miște prea tare, să aibă răbdare, să nu forțeze mâna norocului, pentru că toate lucrurile bune vin la cei care au răbdare. Iar Scorpionul are două variante. Ori se mută dintr-o casă, ori schimbă locul de muncă. Alege din două cel mai bun. Pentru Săgeată, așa. Săgeata în ianuarie, pentru că e 1 și Săgeata e tot singură, aveți grijă, ați mâncat prea mult de sărbători, sunteți pe o poșghiță de gheață foarte subțire, fiți deosebit de prudent, ce faceți cu banii care v-au mai rămas de la pantofi și de la rochia de rebelion. Bun. Serios, da. Poșghiță de gheață subțire. Bine. Am glumit eu, dar stăm cu minți. În schimb, Capricornul să rămână acasă în așteptarea unor schimbări foarte importante și cât de curând în luna ianuarie. Iar Vărsătorul are o lună de mesaje, de atenționări, iubiri, dragoste, tot ce își doresc ei. Iar ultima zodie, Peștișorii. Iar o lună bună, fertilitate și belșug. De la începutul anului, visele voastre se împlinesc. Ce vreți voi mai mult de atât? Hai că începem bine totuși. Anul...